Ana Iacob, profesor și director al Colegiului Național Pedagogic Spiru Haret și sunt alături de echipa PSD la alegerile parlamentare. Cunosc îndeaproape oamenii propuși să reprezinte județul Buzău. Sunt oameni care susțin ideea că investiția în educație reprezintă viitorul unei națiuni puternice. În data de 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Campania electorală se desfășoară în perioada 6 noiembrie-5 decembrie 2020, ora 7. În timpul campaniei electorale trebuie respectate următoarele măsuri. Purtarea obligatorie și corectă a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimentele electorale, limitarea numărului participanților la maximum 20 și limitarea duratei la maximum 2 ore în cazul evenimentelor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50 și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri per persoană în cazul evenimentelor electorale desfășurate în aer liber, limitarea numărului persoanelor la maximum 6 în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor la maximum 2 în cazul acțiunilor din ușă în ușă. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform legii. O campanie de informare a autorității electorale permanente. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma și domnul Lucia Romașcanu, candidat PSD la Senatul României. Aș vrea să vorbim, domnilor, puțin despre lista de candidați PSD, o listă nouă cu foarte multe surprize, deja cunoscute de cei care vor veni la vot, dar aș vrea să vă aud părerea referitoare la candidații de acum. Zic eu, fiind pe listă, preia un pic conducerea. Ești cap de listă la Senat. Sunt cap de listă la Senat, da. Și sunt foarte onorat de această propunere, pentru că este chiar o înaltă demnitate să lucrezi pentru popor în Parlament și chiar vorbeam și mă bucur enorm, îl știu pe domnul Toma de multă vreme, mă bucur enorm că Buzău are un primar patriot. În contextul în care această calitate a cam dispărut așa dintre calitățile care se cer pentru un drum corect în viață și cred că una din calitățile principale pe care trebuie să le ai, adică cred, sunt convins că una din calitățile principale pe care trebuie să le ai ca un politic este patriotismul și avem o listă de oameni curați, patrioți, integri, buni, profesioniști, un mix de experiență și tinerețe, avem iarăși, și am mai spus-o și o repet, chiar dacă sunt oameni pe listele noastre care nu sunt pe locuri eligibile, este o onoare să fie acolo, pentru că sunt pe listele celui mai important partid din România, iar ei se vor face cunoscuți, vor înțelege de pe acum care sunt mecanismele politice la acest nivel și ne vom baza pe ei probabil la rundele următoare de alegeri să prindă locuri în Parlament. Foarte repede, eu, Lili Zbârnea, la Senat, suntem pe primele două poziții, cei care am și fost în mandatul trecut în Senatul României, doamna Zbârnea de la Râmnic, profesoară, ingineră, fostă inspector de specialitate, pe locul 3, doamna inspector Palcău. Domnul Ciolacu și conducerea au decis în acest an să meargă mai mult pe zona de educație și sănătate și este un lucru foarte bun, având în vedere prioritățile momentului. Locul 4, domnul comandor Bușcu, fost pilot militar și un om de mare ispravă și de caracter pe care te poți baza. Locul 5, Oana Gheorghiu, farmacistă, consilier local, doctorand în științe medicale, un mare câștig pentru municipiu și e meritul domnului Toma, dar și pentru politica social-democrată la Buzău. La Camera Deputaților a prins un loc ca deschizător de listă domnul Marcel Ciolacu, l-a susținut. Mare, cred, nu susținem eu, nu. Da. Este un eu chiar spuneam la un moment dat că ceea ce a făcut Marcel Ciolacu la Buzău ar trebui să fie exemple de bune practici pe care să le ia
toate organizațiile PSD din țară, până la urmă ni l-au luat cu totul pe domnul Ciolacu și suntem foarte mândri că am dat președintele partidului și președintele Camerei Deputaților în același timp. Pe locul 2 l-am recuperat și este un mare câștig pentru PSD pe Andy Cristea, fost europarlamentar cu experiență foarte vastă în zona de politică externă, fost vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. Locul 3 este un produs al politicii buzoiene 100%, este vorba de Romeo Lungu, care a început și el de jos în munca politică și ultimii 4 ani de vicepreședinte de Consiliul Județean l-au pus în postura de a fi un foarte bun om de administrație și va ajuta acolo. Locul 4, Laurențiu Țepeluș, directorul colegiului HDU, director adjunct, iubit de copii, un om care poate contribui major în zona educației împreună cu ceilalți colegi, pentru că știm cu toții că legea educației a fost legea cea mai amestecată, cred că a avut mii de amendări și de reveniri. Pe locul 5, Claudiu Damian este managerul Spitalului Județean, este managerul cu cel mai lung mandat, are 6 ani și ceva de când este acolo, din toate spitalele județene, este un tip de performanță și util dacă vom reuși să ajungem iarăși 2-5 în Parlament. Locul 6, Oana Matache, tânăra viceprimăriță a Buzăului, iarăși mâna domnului Toma aici, este o persoană extrem de dinamică și e un plus important pe listă. Locul 7, Florin Ceparu de la Râmnic, tânăr, foarte multe proiecte cu tineret pentru fonduri europene, a fost reprezentantul tinerilor români la Bruxelles, un tip chiar de mare calitate. Locul 8, am adus puțină experiență pe domnul Ion Bogdan, șeful poștașilor, ca să spunem așa. Ne-a ajutat foarte mult experiența și echilibrul dumnealui în toate vizitele noastre pe care le-am făcut acum. Deci prima rezervă. Păi depinde acum, că dacă ne zbatem un pic, cine știe. Da? Și mai este pe locul 9, doar 28 de ani și maestru emerit al sportului, Costin Stanciu. De câte ori aud când se prezenta el prin vizitele pe unde am fost și spunea, sunt antrenor de karate, maestru emerit al sportului, maestru emerit al sportului era Nadia Comăneci, era Pațaiche, adică chiar e un tip capabil, până la vârsta lui a făcut, până la această fragedă vârstă a făcut foarte multe lucruri. Asta este lista, cred că este cea mai bună listă, toți buzoieni, foarte important să știm acest lucru pentru că ne leagă direct, suntem legați direct de destinul Buzăului, iar în ceea ce privește oamenii de pe listă, toți au o carieră înainte să aibă o carieră politică. Și asta este foarte important, nimeni n-a fost luat și pus de partid ceva. Fiecare și-a făcut treaba până când a fost rugat să servească și politic. Cam asta repede așa, îi rog pe buzoieni să aibă încredere în această listă și pe 6 decembrie să pună ștampila pe Partidul Social Democrat. Câteva cuvinte, domnule primar, despre programul propus de PSD pentru următorii 4 ani, așa foarte pe scurt. Deci pe partea de dezvoltare regională și locală am fost și eu implicat în echipa Partidului la București și mă bucur și am fost onorat de acest lucru. Credeți-mă că am studiat foarte atent programul partidului, dar nu asta este important, pentru că eram și obligat să fac treaba asta ca să știu ce fac aici la Buzău, dar le-am studiat și pe cele concurenței politice și de departe suntem pe primul loc și aș putea, dacă îmi permite domnul senator, să fac reclamă face bune Național Liberal, care au... Face reclamă PSD-ului acum, domnule primar, că alții au și timpul lor de reclamă. Da. România, eu aș zice că la ce au făcut, eu le-aș fi spus, aș fi ales blocăm România. Deci nu se poate după un an de zile în care practic ai blocat această țară, tu speri în continuare să sub conducerea lui Klaus Iohannis, a președintelui, care nu mai este președintele României. Care a fost ales, A fost ales, așa este, mai avem vreo 10 minute. Asta să ne asăm pe ce e important dar în programul. Dar este foarte important, nu criticăm pe nimeni. Bă, nu de ce? Criticăm și e, cum să spun, până la urmă lucrurile nu le spunem, noi le vede lumea. Exact, oamenii vor taxa sau vor aprecia. Un partid care președintele filialei de aici e de 3 mandate și n-a făcut absolut nimic, mă refer la domnul deputat Adrian Mocan. Știți că nu se pot apăra de asta. Sau băieți ăștia, eu i-am invitat să ne luptăm în ce doresc dumnealor, pentru că efectiv au făcut foarte mult rău Buzăului. Sau băieți ăștia care jură pe un act administrativ și nu jură pe Biblie. Nu pot să înțeleg acest lucru. Și
oamenii sunt deștepți. Poporul ăsta este un popor deștept, nu un popor de proști. Sunt convins că... Deci cel mai frumos program ale este al PSD-ului. La distanță. Păi da, noi am ieșit primul, noi am ieșit primul cu ei. Frumoase tot vedem. Pe toate capitolele și este o continuare a strategiei noastre de a nu lăsa pe nimeni în urmă și este, dacă acum 4 ani am fost cu mai mulți români în clasa de mijloc, acum suntem cu siguranța locurilor de muncă, pentru că este un comandament extrem de important, mai ales al perioadei, în contextul în care am sărit de 1 milion de șomeri cauzat de proasta gestionare a pandemiei, că n-am cum să zic, chiar dacă nu pot să apere, poate să apere cu fapte. Adică nu trebuie să intre la televizor să mă contrazică pe mine, să vină să vedem, să spună că într-adevăr economia își revine așa cum au spus și nu se întâmplă lucrul ăsta. Deci mergem pe aceeași zonă de creștere de venituri, pentru că această politică, această strategie de wage-led growth, creștere bazată pe câștiguri, a dovedit a fi de mare succes în România și a fost un motor și al industriei private. Faptul că s-a crescut salariul mediu, noi ne propunem să avem salariul mediu procent din salariul minim procent din salariul mediu, astfel încât să fie garantat în funcție de evoluția economică. Ne propunem reducerea de taxe sub 6.000 de lei, astfel încât mai mulți bani la oameni, mai mulți bani în economie, mai multă creștere economică, așa cum am avut de altfel de fiecare dată când am guvernat. Dar vreau să vă spun că noi am ieșit primii cu programul de guvernare. L-am făcut foarte greu auzit în gălăgia pe care o produc știrile legate de pandemie, dar totuși am fost prezenți în spațiul public cu el. Târziu de tot a apărut și Partidul Național Liberal cu un program al dumnealor de guvernare care nu este relevant și serios, pentru că se bazează pe ceva ce nu am văzut să fie atacat sau, cum să spun eu, să se poziționeze într-un fel România vis-a-vis de refuzul Ungariei și al Poloniei de a semna bugetul multianual al Uniunii Europene. Noi, în momentul de față, ne uităm la Partidul Național Liberal, cum ne spune domnul Iohannis, care a reușit să negocieze 80 de miliarde la Bruxelles din 85, deci noi aveam 85, s-a dus, a negociat, am luat 80, pe care nici pe ea nu am luat. Deci toată construcția Partidului Național Liberal este bazată pe un fapt inexistent. Acest buget al Uniunii Europene deocamdată, iar USR-ul nu există ca program de guvernare. Nu am văzut absolut nimic, niciun fel de idee, în afară de fără penal în funcții publice, ceea ce suntem cu toții de acord și am vrut să facem această lege în Parlament și dumneavoastră. În România fără hoție, adică ne face pe toți hoți. Dar n-am venit la serviciu USR-ul. Când am fost momentul votului fără penal în funcție publice, dumneavoastră nu a venit la serviciu. Eu aș vrea și este o chestiune pe care domnul primar Toma, cred că e primul pe care o va vota, să scoatem o lege fără proști în funcții publice. Ăla ar fi renașterea României, dacă am reușit și noi ne-am învățat lecțiile. Văd că guvernarea actuală... Cine va testa, domnule Romașcanu, astfel încât să înțeleagă dacă... Eu vă spun, când eram în guvernul Tudose, eu nu puteam să propun un om pe opoziție fără să vin cu 3 CV-uri de profesionist. După care am greșit și noi și ăștia au dus greșeala la nivelul maxim al incompetenței politice și economice. Da, e părerea dumneavoastră. Aș vrea să știu una. Câte zi de când veți ajunge la guvernare, dacă veți ajunge la guvernare, vor fi dublate alocațiile? Păi, bineînțeles că e lege. Da? Noi avem obiceiul ăsta să respectăm legile, știți? Adică la dumnealor sunt facultative. Ce nu le convine, să amână, să prorogă, să taie. Bani vor fi, spuneți, nu? Păi bineînțeles că vor fi. Bineînțeles că vor fi și vor fi din economiile pe care le putem face. Asta e o altă chestiune. Dumnealor au redus ministerele de la 28 la 16-17, dar cheltuielile cu bunurile și servicii sunt mai mari decât erau în guvernarea Partidului Social Democrat. Deci reușesc să toace mai mulți bani decât așa. Au angajat mai mulți oameni la stat decât erau pe vremea lui Partidul Social Democrat. Deci iată că dânsii fac o performanță pentru care noi am fost aproape trași pe roată. Dar legat de competența actului de guvernare, aia se impune și se restructurează și mesajul pe care Marcel Ciolacu l-a dat la congres s-a dovedit a fi urmat de fapte. Și cum arată listele Partidului Social Democrat, singurul partid fără probleme în justiție cu oamenii de pe liste. Și așa se va merge și mai departe când se va discuta despre oameni în poziții administrative sau guvernamentale. Mai avem 2 minute, vă las pe dumneavoastră, domnule primar, să faceți un apel către buzoieni să vină la vot duminică.
Cu mare plăcere, dragi buzoieni, dacă ați avut încredere în mine, vă rog să aveți încredere și în echipa mea, pentru că sunt sigur că putem schimba de extraordinar de mult și la București și la Buzău. Partidul aflat acum la guvernare și a dovedit incompetența și nu cred că merită să mai continue, pentru că efectiv vom crește ca morcovul, adică numai în pământ. Vă aștept cu toți la voi să votăm Partidul Social Democrat, pentru că este singurul partid și cu experiența, dar și cu specialiștii care pot să ducă într-adevăr țara înainte. Domnule Romașcanu, de ce PSD? Pentru că merită și pentru că a dovedit că orice guvernare PSD a fost o guvernare de succes, dincolo de toată furia media împotriva noastră, chiar ne-am făcut treaba de fiecare dată, am avut de fiecare dată creștere economică, de fiecare dată s-au câștigat bani de către oameni în baza acelei creșteri economice. Și atunci e normal să credem că suntem în măsură să aducem bunăstare în România. Deci pe 6 decembrie vă așteptăm la vot, pagina 3, dreapta sus, poziția 6, candidații Partidului Social Democrat. Eu vă doresc mult succes. Mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul imediat. Seară frumoasă, la revedere!